Dragi sportivi, antrenori, stimați domnilor miniștri, domnule președinte, domnilor primari, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, eu vin cu un mesaj de felicitare pentru această frumoasă realizare. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în realizarea acestui proiect important, nu doar sub aspect regional. Este un proiect important la nivel național. Este, dacă doriți, un exemplu cum trebuie să acționăm pentru perioada de viitor. Vreau să mulțumesc celor care au venit cu ideea, celor care au proiectat și celor care au venit să implementeze. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Ciontoloi pentru insistența cu care a promovat acest proiect. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru Marcel Răducan, care a avut implicarea plenară în lansarea și implementarea acestui proiect. Dar ca să nu uit pe cineva, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor pentru această frumoasă realizare. Noi investim foarte mult în infrastructura spitalicească. Dacă ați observat, în ultima perioadă de timp deschidem centre de sănătate, spitale renovate. Este necesar acest lucru, însă cel mai necesar este să facem așa ca oamenii din țara noastră să nu ajungă să se adreseze la medic. Asta înseamnă un mod sănătos de viață. Asta înseamnă activitate, inclusiv sportivă. De aceea, încă o dată, acest proiect este unul de interes național. Investiția realizată este una relevantă. Până la ora actuală este vorba de circa 45 de milioane de lei, dintre care 70% este investiție din partea Fondului de Dezvoltare Regională, 30% din partea Consiliului Raional. Și acest lucru iarăși este important. Este o contribuție și sub aspect financiar comună. Eu doresc ca acest loc să nu fie unul doar frumos sub aspectul infrastructurii, să fie unul care să genereze valoare adăugată sub toate aspectele sale, pornind de la Căușeni în întreaga țară. Și acum, dacă este să vorbim de Căușeni, voi aveți aici tradiții foarte bogate și rezultate remarcabile în sport. Anume, în raion, la dumneavoastră, s-a născut și a crescut dublul campion olimpic, domnul Juravski, de 8 ori campion mondial. Deci aveți acest potențial și eu vă doresc și îmi doresc ca aceste rezultate să fie multiplicate. Și mă adresez acum în mod special la tinerii sportivi și la antrenori, dar și la părinții copiilor talentați care vor practica sportul și nu doar sportul în acest frumos edificiu. Munciți mult și faceți așa ca imnul Republicii Moldova și arborarea drapelului Republicii Moldova să sune și să se întâmple cât mai des în cadrul competițiilor naționale, internaționale. Pentru că acest sentiment este necesar pentru noi toți să avem o societate unită și sănătoasă. Stimați prieteni, eu am venit aici în dublă calitate. Una dintre care este și calitatea mea de președinte de onoare a Federației de Judo a Republicii Moldova. Și așa cum se practică la moldoveni, la casă nouă nu se vine cu mâna goală. Sunt aici împreună cu președintele executiv al Federației, domnul Manolache, unde este dumnealui. Și venim din partea Federației de Judo a Republicii Moldova cu un dar pentru acest centru minunat și este vorba de un tatame nou, modern, în valoare de 15.000 de euro. Și să știți că o să monitorizăm foarte atent performanțele, nu doar la lupte, dar la tot ce se întâmplă în acest centru. Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au muncit. Felicitări tuturor pentru această realizare și succes cât mai mult. Tuturor, felicitări!